Delegațiile venite din Franța, Germania și Ucraina au poposit astăzi la Suceava pentru a da startul oficial al unuia dintre cele mai importante proiecte transfrontaliere. Alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, și a prefectului Constantin Harasim, au fost prezenți și liderii delegațiilor străine. Un parteneriat care pune baze foarte mari pe schimburi interculturale, pe dezvoltare de relații de prietenie și pe transfer, dacă vreți, de bună cunoștință, dar nu în ultimul rând pe reciprocitate. Nu e dedicat doar administrațiilor și zonei politice, ci și un număr foarte mare de tineri. Anul acesta, tematica turneului presupune binecunoscutul campionat de fotbal între cele patru regiuni, dar și o zonă de dezvoltare de competențe gastronomice, pentru că la Câmpul Moldovenesc, la Pojurgâta, în Suceava, în județ, sunt pe lângă noi peste 100 de tineri și tinere din cele patru state participante. Pe lângă acestea, programul este foarte încărcat. Ieri deja am început cu vizite la Spitalul de Psihiatrie din Câmpul Lung și la serele care aparțin acestui spital. Astăzi continuăm și am continuat deja cu vizite la Universitate, acum la Consiliul Județean Suceava, într-o discuție administrativă, dar această istorie, acest turneu merge mai departe cu foarte multe vizite care sunt și în plan administrativ și în plan cultural în continuare. Sperăm să aveți câteva zile frumoase la Suceava. Programul pregătit de colegii mei conține foarte multe aspecte interesante și vreau să mulțumesc pentru ceea ce au făcut, ceea ce au pregătit în dorința noastră de a putea vedea, simți, gusta, atinge Bucovina și a pleca de aici, de la noi, cu impresie plăcută. Secretă, stimate domnul președinte în echipă, dragă Cătălin, dragă Gerna și stimați vicepreședinți și din CNU-ți, eu mă bucur că sunt aici, în acest moment, în Suceava. Acesta n-a loc aici o manifestare la 14 ani. După atâția ani, e posibil să vorbim despre o anumită tradiție. Manifestări nu devin fără sens tradițional. Când ceva devine tradițional, trebuie să îndeplinească două condiții. Ea trebuie să fie o treabă bună ca să devină și de lungă durată și trebuie să se renoiască tot timpul ca să rămână tradițional. Faptul că această manifestare a devenit tradițională, ea are de-a face și cu felul în care se organizează în acest an această manifestare și permiteți-mi să spun patru lucruri esențiale în acest context. Prima condiție pentru unei asemenea colaborări care devine tradițional este faptul că participanții au un absolut respect reciproc față de ei. Ei respectă în absolut situațiile demnitatea curată a acestor oameni care participă, indiferent de situațiile politice momentane pe care le avem în regiunile noastre, și aici mă refer la situația dificilă a colegilor noștri din Ucraina, dar în context așa este, respectul și demnitatea față de om este baza cooperării noastre. Unul din aspectele care s-au văzut și astăzi importante în cooperarea noastră a fost că am dat o mare importanță acestui domeniu de pregătire în instituțiile noastre de pregătire. Noi am fost la universitate astăzi. Eu cunosc universitatea de mulți ani de zile. Este într-adevăr că cu mare respect văd dezvoltarea acestei universități în anii de care o cunosc și asta este un rezultat al parteneriatului noastre și a colaborării între regiuni, între universitățile din Suceava, din Cernăuță și din Augsburg. Posibil este și o colaborare cu Mayenul, dar noi am văzut câte rezultate bune aduce lucrurile astea exact astăzi cu această vizită. O a treia parte importantă a colaborării noastre a fost întotdeauna domeniul social. A fost întotdeauna grija noastră a tuturor pentru oameni în societatea noastră care nu stau, așa zisă, pe partea luminoasă a societății, oameni cu greutăți, copii cu greutăți, oameni cu dizabilități. Asta facem de mulți ani de zile și o societate valorează, desigur, întotdeauna atât cât de mulți se ocupă și cu aceste categorii de oameni și asta am făcut noi de la începutul colaborării noastre. Ca aceste țeluri pe care ne le-am propus ca să le îndeplinim în colaborarea noastră ca să devină reale, este extrem de important să includem tineretul în colaborarea noastră și noi am făcut acest lucru. Faptul că se întâlnesc așa de mulți oameni tineri din regiunile noastre în
în această perioadă este o parte extrem de importantă, pentru că ei sunt viitorul și colaborarea asta își va vedea roadele mult mai târziu, dar este absolut necesară. Acum nu rămâne decât să mulțumesc casele noastre pentru invitația de a veni aici, de a participa la această manifestare, și vreau să închei cu un gând înapoi și înainte. Dacă ne gândim că acum 15 ani discutam despre România care va trebui să devină membra comunității europene, nu ca și candidat în comunitatea europeană, ceea ce s-a realizat. Astăzi discutăm la un cu totul alt nivel între relația între cele două țări și ne gândim la colegii noștri ucraineni, nu? Care au așa de multe dificultăți momentan, dar noi muncim pentru o Europa unită și pașnică și poate că în 20 de ani vom privi cu totul alți ochi această perioadă și poate că în 20 de ani o să putem vorbi despre structuri la fel de fericite cum le avem și acum în relația noastră. Hola. În numele delegației din Mayen, aș vrea să mulțumesc tuturor domnilor delegați pentru frumoasa primire aici la Suceava. Este o adevărată fericire pentru toți membrii delegației de a se revedea la fiecare 4 ani aici la Suceava, și domnul președinte regretă că nu poate fi prezent, dar vă transmite salutările lui de prietenie. Iohan, dragă prietene, tu ai spus foarte bine tot ce ai spus până acum despre colaborarea noastră. Noi nu putem decât să reconfirmăm prietenia și amiciția pentru acest parteneriat. De fiecare dată suntem siguri că totul se va desfășura bine. De asemenea, vrem să vă mulțumim pentru cazare și pentru condițiile oferite și suntem siguri că se va desfășura în condiții optime campionatul. Dragi prieteni, vă mulțumesc încă o dată și termin discursul meu printr-o invitație, pentru că, după cum știți, a 15-a ediție se va desfășura în Mayen și acum vă transmit invitația oficială la noi în Franța. Domnule președinte, domnule prefect, herr prezident, шановний пане Жерар Дюрже, шановні гості. Domnule președinte, domnule domnilor președinți, domnule președinte, domnule Gerard Roger, dragi domni prezenți în sală. Văzând în sală pe domnul Reichard, pe domnul Mers, pe doamna Mercedes, pe prieteni dragi, am impresia că chiar ieri am participat la activitățile din Germania. Peste un an va fi Mayen, peste 2 ani va fi Cernăuți și iată că viața își urmează cursul. După doar câteva întâlniri, chiar după a doua întâlnire, noi am devenit prieteni, iar acei tineri care astăzi au ocazia să participe la aceste activități comune, descoperă Europa, descoperă valorile europene comune. Aș vrea să mulțumesc colegilor și prietenilor noștri din România pentru eforturile depuse, astfel că acest turnir să aibă loc în cele mai bune condiții. Și pentru aceea, ca imaginea frumoasă să fie completă despre Bucovina, vreau să vă spun că există și partea de nord a Bucovinei. Cu această ocazie vă invit luni 10 august pe toți să veniți la noi în Cernăuți, astfel pentru ca să se întregească această imagine a Bucovinei. Sunt pregătit să vă primesc cu toți cu mare drag. Будь раді бачити всіх вас там, зустріти і ще раз обговорити наші питання. Доброго дня ще раз. Bună ziua tuturor. Aș vrea să salut pe toți participanții acestui program amplu din partea delegației Ucraine. Istoria acestor 4 regiuni pentru Europa a început în anul 2000. În această perioadă, în țările noastre s-au schimbat partidele de la putere, de la conducere, s-au schimbat președinți, s-au schimbat prim-ministri. Iată însă că acest proiect a continuat să trăiască și să se dezvolte. Asta dovedește că cele 4 regiuni aici prezente în sală, vorbim de Schwaben, vorbim de Mayen, vorbim de Suceava și Cernăuți, sunt cointeresate ca acest proiect să continue să se dezvolte. În final, aș vrea să mulțumesc organizatorilor pentru modul exemplar în care s-au prezentat. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor, în calitatea mea de prefect, țin să le spun bine au venit celor 3 delegații
bine au venit în România, bine au venit în Suceava, bine au venit în Bucovina. Sunt bucuros că acest parteneriat între cele patru regiuni se desfășoară în acest an aici la Suceava. Sunt bucuros că în acest sejur care îl veți petrece ne veți cunoaște mai bine noi aspecte, noi, să spunem, zone ale județului. Îmi exprim speranța că acest parteneriat consolidat să dezvolte în continuare, să ne aducă noi elemente pe toate zonele de dezvoltare și de interes și să ne facă mai uniți. Vă mulțumesc! Meciurile de fotbal se vor juca pe terenul din comuna Pojorâta.